Încă de pe băncile școlii, viața noastră are de-a face cu stresul. Fie că era vorba de un examen important, de o prezentare în fața clasei sau de probleme acasă. Fiecare dintre noi a experimentat stresul într-un fel sau altul. Cu toate acestea, stresul nu dispare odată cu trecerea anilor și intră în viața noastră profesională și personală. Stresul este o reacție naturală a organismului la stimuli externi și interni, care își propune să ne protejeze de pericole. Totuși, perioadele prelungite sau prea dese de stres în viața noastră pot cauza probleme serioase de sănătate, atât fizice cât și psihice. Stresul slăbește sistemul imunitar, afectând astfel întregul organism. Poate provoca diabet și atac de cord chiar și la o vârstă fragedă. Vestea bună este că, de cele mai multe ori, stresul poate fi combătut cu răbdare și cu câteva strategii folositoare. Iar în acest video veți afla 10 metode de combatere a stresului fără a apela la medicamente. Urmăriți acest video până la sfârșit pentru a vă menține calmul în orice situație. Încetați să vă mai planificați lucruri care nu depind de voi. În viață avem tendința de a ne face planuri și de a ne stabili obiective. Este important să avem un scop, un sens, un plan bine pus la punct, pentru a ne ghida pe parcursul vieții. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că există multe lucruri care nu depind de noi și pe care nu le putem controla. Putem fi foarte bine pregătiți, putem avea un plan excelent, dar situațiile neprevăzute pot interveni și pot schimba complet lucrurile. De aceea, este important atunci când vă planificați ceva să luați în considerare factorii care nu pot fi controlați. Exemplele sunt nenumărate. Se poate strica mașina atunci când vă grăbiți să ajungeți undeva. Vremea se poate schimba brusc și sunteți nevoiți să vă anulați excursia planificată. Puteți fi dezamăgiți de prieteni, cunoscuți, colegi de birou și așa mai departe. Iar toate aceste lucruri pot duce la stres, anxietate și frustrare. Important este să învățăm să ne adaptăm la situațiile neprevăzute și să găsim soluții alternative atunci când lucrurile nu merg conform planurilor noastre. Chiar dacă nu putem controla anumite aspecte ale vieții, putem alege cum reacționăm la acestea și cum gestionăm emoțiile pe care le provoacă. Cu o atitudine pozitivă și o abordare proactivă, putem să ne creștem reziliența și să ne simțim mai încrezători în fața incertitudinilor vieții. Încetați să mai aveți așteptări de la alții. William Shakespeare spunea: "Mereu sunt fericit, știi de ce? Pentru că nu aștept nimic de la nimeni. Să aștepți întotdeauna doare." Așteptările noastre provin adesea din nevoia de a fi acceptați și iubiți de cei din jurul nostru. Ne așteptăm ca prietenii să ne susțină în orice moment, partenerul să ne iubească și să ne ofere confortul de care avem nevoie, angajatorul să ne ofere un salariu just și condiții bune de muncă. Și lista poate continua. Iar atunci când toate aceste așteptări nu sunt îndeplinite, rămânem cu dezamăgire, tristețe sau furie și începem să ne distrugem viața și relațiile cu ceilalți. De aceea, renunțarea la așteptări poate fi o sursă de eliberare și fericire. Atunci când nu mai avem așteptări de la alții, nu mai suntem vulnerabili în fața dezamăgirilor. Putem alege să fim mai deschiși și mai flexibili și să acceptăm lucrurile așa cum sunt, iar această abordare ne poate aduce pacea interioară și sentimentul de libertate. În plus, renunțând la așteptări, ne putem îmbunătăți relațiile cu cei din jurul nostru, acceptându-i așa cum sunt, cu bune și cu rele. Cu toate acestea, trebuie să fim conștienți că a renunța la așteptări nu înseamnă că trebuie să tolerăm comportamente toxice sau abuzive. Este important să-ți stabilești limite sănătoase în relațiile tale, să ai încredere în tine și să fii convins că meriți respect și bunătate. Mai mult, a renunța la așteptări nu înseamnă să fii indiferent sau nepăsător față de seminii tăi. Este important să-ți arăți recunoștința și să oferi iubire celor din jur,
dar fără să te aștepți la ceva în schimb. Meditați. Un studiu realizat la Universitatea Wisconsin-Madison din Statele Unite a arătat beneficiile meditației asupra creierului și a sănătății mentale. Studiul a fost condus de Dr. Richard Davidson, un psiholog și neurolog recunoscut pentru cercetările sale privind impactul meditației asupra emoțiilor și comportamentului uman. În studiul său, Davidson a utilizat tehnologia de imagistică cerebrală pentru a analiza creierul participanților înainte și după o perioadă de meditație de 8 săptămâni. Rezultatele studiului au arătat că practicarea regulată a meditației poate duce la modificări semnificative ale creierului și ale funcționării acestuia. Concret, s-a constatat o creștere a activității în cortexul prefrontal, o zonă asociată cu atenția, concentrarea și luarea deciziilor, precum și o scădere a activităților în amigdala cerebrală, o zonă asociată cu frica și anxietatea. În plus, participanții au raportat o îmbunătățire a stării de spirit, a nivelului de stres și a simptomelor de depresie. Acordați-vă cel puțin 20 de minute pe zi pentru a medita și veți observa în cel mai scurt timp că ați devenit mult mai calmi și mai echilibrați. Veți scădea nivelul anxietății, vor dispărea greutățile și durerile de cap. Nu veți mai avea stări de psihoză și nu vă veți mai încurca în situații critice. Veți reuși să vă puneți rapid nervii în ordine și să scăpați singuri de gândurile tulburi. În timpul meditației veți învăța cum să respirați corect pentru a elimina anxietatea și stresul. Râdeți cât puteți de mult. Râsul este o modalitate rapidă de a vă elibera de orice tensiune emoțională. Dacă simțiți că începeți să vă înfuriați sau să deveniți anxioși, distrageți-vă atenția vizionând imagini sau clipuri amuzante. Urmăriți un spectacol de stand-up comedy și învățați să priviți problemele vieții prin prisma umorului. Autoironia este cel mai bun leac pentru toate bolile sistemului nervos. Terapia cu apă. Apa este un element esențial pentru viața noastră și poate fi de asemenea un instrument util în lupta împotriva stresului și anxietății. Vara, încercați să înotați mai des în ape deschise. În alte perioade, mergeți la o piscină. De asemenea, apa vă poate ajuta și în momentele de cădere nervoasă. Un duș rece vă poate calma, iar o baie fierbinte vă poate relaxa după o zi grea la serviciu sau la școală. Psihologii recomandă amplasarea în casă sau la birou a unei fântâni arteziene de interior. Studiile au arătat că sunetul apei curgătoare poate avea un efect relaxant asupra creierului, ajutând la reducerea anxietății și la îmbunătățirea stării de spirit. Deshidratarea afectează funcționalitatea creierului. Atunci când metabolismul fluidelor este perturbat, primul afectat este sistemul nervos. Cercetările arată, de asemenea, că bunăstarea psihoemoțională și funcția cognitivă sunt direct legate de cantitatea de apă din organism. Așadar, asigurați-vă că beți suficientă apă în fiecare zi. Eliberați-vă emoțiile. Chiar dacă plânsul poate fi asociat de multe ori cu tristețe și durere, acesta poate avea beneficii importante. Experții consideră că persoanele care nu ezită să-și exprime deschis emoțiile suferă mai puțin de stres și sunt mai în măsură să-i facă față. Atunci când sunteți stresat, plângeți. Poate că este o idee bună să vă lăsați emoțiile să curgă. Lacrimile nu numai că elimină din organism substanțele hormonale dăunătoare, dar și catecolaminele, substanțe care stimulează stresul. Reținerea lacrimilor și a emoțiilor este periculoasă pentru sănătate. Bărbații care plâng de 4-5 ori mai rar decât femeile trăiesc cu 7 ani mai puțin. Obiceiul de a nu-ți trăi emoțiile atrage după sine tulburări grave ale sistemului nervos, hipertensiune, ulcer peptic și boli cardiovasculare. Profesioniștii din domeniul sănătății avertizează că lacrimile aduc o mare ușurare doar atunci când persoana care plânge găsește înțelegere emoțională și alinare din partea celor din jur. Plânsul poate fi un mecanism natural de eliberare a tensiunii și a stresului. Cu toate acestea, dacă o persoană nu primește susținere și înțelegere din partea celor din jur,
plânsul poate amplifica sentimentul de tristețe și disperare. Evitați situațiile tensionate. Este mai ușor să previi o problemă decât să o rezolvi. Dacă nu știți cum să vă calmați într-o anumită situație, încercați să o evitați. Dacă vă enervează foarte tare faptul că întârziați de fiecare dată, ieșiți din casă mai devreme. Gândiți-vă la toate situațiile care vă stresează, scrieți-le pe o bucată de hârtie și puneți-le la vedere. În acest fel, vă puteți pregăti în avans pentru reducerea nivelului de stres. Pregătiți-vă mai bine pentru evenimentele importante. Suntem mult mai nervoși și agitați atunci când nu suntem pregătiți pentru un examen sau o prezentare de care depinde promovarea noastră. Dacă doriți să vă reduceți stresul, trebuie să vă petreceți mai mult timp pregătindu-vă. Și nu doar pentru examene. Pregătiți-vă pentru discursurile publice, întâlnirile importante, întrevederile cu superiorii. Acestea sunt situații care nu suportă improvizații, decât dacă sunteți un orator profesionist. Așadar, printr-o abordare serioasă și o pregătire temeinică, puteți reduce semnificativ nivelul de stres și puteți aborda cu mai multă încredere și succes toate momentele importante din carieră sau viața personală. Faceți sport. Dacă nu puteți scăpa de stres, începeți să faceți mișcare. Exercițiile fizice produc neurotransmițători la nivelul creierului, care sunt responsabili de buna dispoziție și reduc nivelul din sânge al cortizolului, care este hormonul stresului. Astfel, vă veți simți mai puțin stresat, iritabil și frustrat. Oamenii de știință au demonstrat că sportul vă îmbunătățește performanța, rezistența și concentrarea. Un singur antrenament ameliorează starea de tensiune din organism timp de 90-120 de minute, ceea ce unii oameni numesc euforia de după antrenament sau răspunsul endorfinic. Cu toate acestea, nu este vorba doar de endorfină, ci de mulți alți neurotransmițători care vă vor face să vă relaxați și să vă îmbunătățiți starea de spirit. Faceți câteva exerciții simple de respirație. Există mai multe tehnici de respirație care vă pot ajuta să vă calmați. Una dintre ele se numește tehnica 4-7-8. Este un exercițiu de relaxare în care trebuie să inspirați timp de 4 secunde, să vă mențineți respirația timp de alte 7 secunde și să expirați timp de 8 secunde. Făcând acest exercițiu într-o situație de stres, veți observa o încetinire treptată a respirației și o senzație de relaxare și calm. Recomandat este să folosiți respirația abdominală, cunoscută și sub numele de respirație diafragmatică. Atunci când suntem stresați, respirăm în torace, în timp ce respirația diafragmatică calmează bătăile inimii, suprimând astfel semnele fiziologice provocate de nervozitate. Exercițiul se execută cel mult 5-7 minute în funcție de senzația fiecăruia. Practicând în mod regulat exercițiile de respirație, nu numai că veți reuși să vă relaxați aici și acum, ci, în general, vă veți pune în ordine sistemul nervos și veți ajunge să fiți mai puțin stresați chiar și fără niciun fel de exercițiu.